Plus TV informa în urmă cu câteva zile despre un bărbat care a fost snopit în bătaie pe o stradă din Baia Mare de către un altul. S-a întâmplat în august incidentul, însă acum agresorul a fost reținut. Victima a încasat-o atât de rău că a necesitat 14 zile de spitalizare. Atunci, deși era întuneric, cineva a filmat toată întâmplarea și a postat imaginile pe o rețea de socializare. Filmul arăta că omul este lovit cu pumnii la nivelul capului, dar și în zona coastelor, însă agresorul nu s-a mulțumit cu atât. L-a lovit fără milă și cu picioarele, dar și cu genunchii, în gură. Se pare că este vorba despre un conflict mai vechi în familie, spunea atunci victima, care a primit bătaia de la un bărbat angajat să-l snopească de către un altul căutat de poliție și care îi tot amenința familia. Tot victima spunea că agresorul a încercat o împăcare, dar a refuzat. Așa că s-a dus la poliție, dorindu-și nimic altceva decât dreptate și reconcilierea fiind scoasă din discuție. În urma activităților de cercetare și investigare efectuate, polițiștii din Baia Mare au identificat un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că bănuit de comiterea faptei este un băimărean de 38 de ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Sub coordonarea procurorului, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii sale activități infracționale.